domnule primar, vă rugăm pentru a face concluzia serii. Părinte Protopop, domnilor senatori, domnilor primari, preacucernici părinți, dragi dărmăneșteni, trăiesc un moment de profundă emoție, să zic. Pentru că astăzi seară, pentru prima dată, la Dărmănești, am organizat un concert de colinde într-o biserică. Și nu în orice biserică, ci într-una emblematică pentru orașul nostru. Poate una dintre cele mai frumoase biserici. Sigur că acest eveniment l-am avut în minte cu mulți ani în urmă și mi-am dorit tare mult ca și la Dărmănești acest model, acest tip de concert să se nască. Acest lucru s-a împlinit în această seară și aș vrea să-i mulțumesc sincer în al preasfințitului Achim Băcăoanu, care astăzi nu este aici alături de noi cu trupul, dar sunt convins că sufletește a fost în această biserică. N-am fi putut organiza acest eveniment fără binecuvântarea domniei sale. Vreau să-i mulțumesc și părintelui Protopop Mareș, pentru că, așa cum a spus dumnealui în cuvânt, am insistat, nu odată, ci de mai multe ori, sau mai bine spus, ori de câte ori am avut ocazia, ca să facem și la Dărmănești acest eveniment. Este un început. Eu am deschis calea spre acest model, spre acest tip de concert într-o biserică. Mi-aș dori tare mult ca să fie un început și ca în anii care vin să avem aceste tipuri de manifestări, pentru că le facem pentru suflet. Astăzi, fiecare dintre noi am primit în sufletul nostru ceva ce nu primim în fiecare zi. Poate cu acest ceva devenim mai buni. Poate că de mâine sau de astăzi, în mintea noastră și în sufletul nostru, lucrurile încep să iau altă conotație. Să fim mai buni, să ne gândim la aproapele nostru, să ajutăm mai mult pe cei care astăzi sunt în nevoie. Sigur că foarte mulți au contribuit la acest eveniment și vreau să mulțumesc, deși mă repet, să mulțumesc părinților, preoților din Dărmănești, care au fost alături de noi și ne-au sprijinit cu ceea ce au putut. În vară, când am preluat mandatul de primar, am avut o primă întâlnire cu preoții din Dărmănești și am spus atunci că îmi doresc la Dărmănești, în preajma Crăciunului, să avem un astfel de concert. Domniile lor au fost alături de mine și au fost alături de cei din Consiliul Local și ne-au sprijinit cu ce au putut și astăzi am reușit să ne atingem acest obiectiv. În mod special vreau să mulțumesc parohilor, preoților de la această biserică, părintelui Sebastian, părintelui Buguș, pentru că a venit așa ca o veste. Nu cred că se așteptau ca acest eveniment să se întâmple în această biserică și în al preasfințitului Iachim Băcăoanu a zis: vom începe acest concert sau această tradiție a concertelor de colinde în biserica Sfântul Petru și Pavel. Mă bucur foarte mult și cred că a fost o binecuvântare venită peste noi și cred că anul viitor, și nu cred, ci sunt convins că dacă vom fi sănătoși sau cei care vor veni după noi vor duce mai departe această tradiție. Nu știu, poate în această biserică mi-aș dori să ducem tradiția și în alte biserici din Dărmănești, pentru că avem biserici foarte frumoase, avem preoți deosebiți, avem enoriași extraordinari, avem niște creștini care merită asemenea evenimente. Sigur, și eu vreau să mulțumesc primarului, Gheorghe Baciu. Este omul care, sincer vă spun, nu m-a refuzat niciodată. Deși
să avea cu totul alte priorități, dar am vorbit la telefon, am spus că avem nevoie de această sonorizare și a spus da. Mulțumesc încă o dată, domnule primar, și te rog să fii alături în continuare de comunitatea dărmăneșteană, pentru că, să știți, chiar suntem niște oameni deosebiți. Sigur că de fiecare dată când vine Crăciunul, fiecare dintre noi devenim într-un fel sau altul acel copil, acel copil din, eu știu, din anii de început. Și așteptăm darul. Parcă dacă trece Crăciunul și n-am primit nimic, parcă suntem mai săraci. Pentru că astă seară suntem la Dărmănești. Și pentru că dărmăneștenii sunt darnici, îl rog pe Raul, cel care astă seară ne-a încântat cu frumoasele colinde, să vină alături de noi și din partea moșului să primească un cadou. Și pentru că noi iubim tradiția la Dărmănești, am găsit o dărmăneșteancă frumoasă, îmbrăcată în acel port tradițional care ne-a personalizat, și am rugat-o pe Ica să mânese acest mic dar de la moșul. Dumnezeu să te binecuvânteze, Raul, și să știi că te așteptăm ori de câte ori avem ocazia. Odată pe an. Te invităm. Odată pe an e Crăciunul. Eu știu și pricește pentru Paște, dacă e să înțeleg că și de Paște organizăm așa ceva, da? Mulțumesc tare mult! Și Raul a renunțat la alte evenimente care le avea programate pentru dărmăneșteni. Nu primeam nuci acolo, oricum. Haideți să-l aplaudăm cu tărmă. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și drumul! Vă doresc să aveți baftă și iubire de la toată lumea și mai ales de la Dumnezeu. Mulțumesc! Mulțumesc. Și pentru că moșul e darnic și are sufletul mare, îl rog pe Părintele Protopop să vină alături de mine, pentru că și la domnia sa, astă seară, moșul a venit. La fel cu această dărmăneșteancă frumoasă și un mic cadou din partea noastră, un cadou tradițional cu nuci, cu gutui, cu produse tradiționale 100% din zona noastră. Și pentru că astă seară Părintele Protopop a fost mesagerul în altfel Preasfințitului Iachim Băcăuanu, aș vrea să înmânați Preasfințitului, în alta Sfințitului din partea noastră, un cadou simbolic. Și Părintele Ciprian este și să transmiteți în alt preasfințitului Iachim Băcăuanu dragostea de care se bucură comunitatea dărmăneșteană. Vă mulțumesc foarte mult, vă doresc sărbători fericite, un Crăciun liniștit și să fiți mai buni. O seară plăcută. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule